Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de duminică 27 decembrie. Primul rând vreau să le doresc la mulți ani tuturor celor care au numele de Ștefan, Ștefania, Ștefi. Sper să aveți o zi minunată și acum hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate, una pentru bani, carieră, situație financiară. Ok, pe situația de dragoste avem Asul de Bâte, un nou început plin de pasiune, o ofertă foarte pasională vine către voi astăzi. E posibil să fie din partea unei persoane din zodia berbec, leu sau săgetător, sau e posibil ca voi să fiți în această zodie. Pentru cei care sunteți singuri, aici o să apară o persoană extrem de interesată de voi, extrem de pasională, care vă face niște oferte foarte tentante. Pentru cei care sunteți în relații, e posibil ca partenerul sau partenera voastră să își dorească să aibă acest început pasional, să facă aceste oferte creative, ieșite din comun, ca să ieșiți cumva din rutina în care vă aflați. Dacă voi sunteți în una dintre aceste zodii de foc, berbec, leu, săgetător, ar fi indicat ca voi să fiți persoana care face aceste oferte foarte pasionale față de partenerul sau partenera voastră de viață, da? În orice caz, o energie minunată, foarte focoasă, foarte sexy, foarte originală și pasională. Hai să vedem pe situația de sănătate. Aici avem Regina de Inimi. E posibil ca astăzi să treceți de la o extremă la alta în privința emoțiilor și lucrul ăsta să vă afecteze și starea de sănătate. Este foarte important să aveți grijă să nu exagerați cu alcoolul sau cu medicamentele autoadministrate, pentru că vin aici cu foarte mari riscuri peste această carte. Pentru cei care în ultima vreme ați urmat un tratament, o terapie, o dietă, un regim, astăzi primiți o veste bună, în sfârșit se văd rezultatele efortului vostru depus în trecut. Pentru femei, mare atenție aici la posibile probleme ginecologice. Iar pentru tineri, pentru adolescenți, mare atenție aici la riscul de stări de melancolie, de un posibil început de depresie, da? Dacă sunteți părinți și aveți copii adolescenți, mare atenție aici la mesajele pe care vi le transmit astăzi, mai direct sau mai indirect. Pe sectorul de bani, carieră, situație financiară, aici avem o altă regină, regina de săbii de data asta. O regină foarte rece, foarte calculată, dar în același timp și o energie foarte inteligentă, foarte bine pregătită și pusă la punct. Dacă vreți să investiți în diverse oportunități astăzi, este foarte important să luați lecția acestei regine de săbii și să analizați foarte atent oportunitatea care este în fața voastră. Analizați-o rece, calculat, citiți orice document aveți desemnat, fiecare virgulă, fiecare punct, asigurați-vă că ați înțeles tot ce e trecut acolo în documentul respectiv. Nu este o zi pentru excese financiare, pentru cheltuieli nesăbuite, pentru că această energie de regina de stăbii își calculează foarte bine fiecare bănuț. Dacă voi sunteți cei care veniți cu niște oportunități de investiții sau oportunități de parteneriate către alte persoane, căutați investitori, căutați parteneri de afaceri, s-ar putea ca astăzi să vă loviți de niște persoane foarte reci, foarte calculate, nu luați lucrurile personal, este modul normal, este abordarea firească pentru un investitor serios. Da? Deci dacă aveți de a face cu o persoană care nu se lasă ușor manipulată de vorbele voastre dulci și de abilitățile voastre de salesman, da, de vânzători, înseamnă că aveți de-a face cu un investitor serios. Nu trebuie să luați lucrurile personal. Bun, și înainte să finalizăm acest video, hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie, iar dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să dați și un like la acest video. Eu chiar mă uit la toate comentariile voastre și țin cont de acestea. Hai să vedem mesajul pentru această zi de duminică de Sfântul Ștefan. Sunt motivat de iubire.
Resentimentul, atitudinea critică, vinovăția și frica provin din blamarea celorlalți și din faptul că nu îmi asum responsabilitatea pentru experiențele mele. Un mesaj foarte frumos care vine aici peste această regină de inimi, care ne aduce aminte să fim pozitivi, dar și să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile noastre fapte, gânduri și emoții. Pentru că aici avem faptele, gândurile și emoțiile etalate pe masă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Încă o dată, la mulți ani, Ștefi, Ștefan, Ștefania, vă doresc să aveți o zi minunată. Pe mâine! Pa, pa!